Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion, etalare pentru decembrie 2021, poate să fie și pentru începutul anului următor. Dar, în timp ce amestecam cărțile pentru crucea celtică, auruța apare, în special magiciană. Începeți ceva, manifestați, intrați în manifestare unii dintre voi, dacă știți ce este aceea. Oricum vreți să vă implicați total, cu toate resursele voastre, într-o nouă direcție. Poate să fie și un proiect, poate să fie orice acest nou. La capătul setului de cărți, ca un trăsnet eventual, intrați în manifestare, manifestați reconstrucție, manifestați ceva. Posibil, pentru unii, doi de spade în acest moment, pentru mine, transmite o tăcere, în legătură cu sau în comunicarea cu un suflet pereche. Emoțiile au fost atât de intoxicante și pentru voi și pentru ei, încât la un moment dat a trebuit să alegeți. Și nu doar să alegeți să nu vă mai fie frică de emoții, dar trebuie să alegeți. Separarea a venit ca un trăsnet, dar cred că și reconstrucția, manifestarea va veni tot ca un trăsnet, într-un mod neașteptat, tipic. Și zodiei Scorpionului, nu doar Vărsătorului, dar unul dintre voi a trebuit să aleagă între legătura karmică și acest suflet pereche. Da? Și acest suflet pereche, acest as de cupe. Un as de cupe care se vrea manifestat. Da? Se vrea să vă bucurați de această dragoste, dar, cum am zis, există în spate o energie negativă, relație karmică sau orice poate fi negativ, variază de la om la om. De acest motiv, cel puțin unul dintre voi a trebuit să tacă și să aleagă. Separarea a venit brusc, la fel de brusc va veni și nu musai împăcare, cât manifestare. Eu să mai amestec cărțile, eventual. Hai să vedem totuși energia generală pentru, ia uite, 9 de aer, stres, răbdare, între 9 de pământ, lucru, înspre independența voastră, recâștigarea independenței voastre sau a cuiva, vindecare și stres. Ce alegeți sau ce alege persoana dragă să manifeste? Hai să vedem energia generală. Pentru Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Scorpion. Decembrie 2021. Cinci de aer și luna. Cineva este stresat. Poate că voi sunteți stresați din cauza unor emoții, dar luna, în general, luna reprezintă pe cineva cu un barcaj în pești, rac, scorpion. Deci vă poate reprezenta și pe voi. Posibil, deși nu obligator, cineva cu un marcaj puternic în semn de aer este foarte provocat intelectual, mental, de energia voastră lunară, profundă, vibrantă, nocturnă, misterioasă și de neînțeles pentru ei. E o provocare. Posibil, o să mai vedem. Când vorbim de Scorpion, vorbim și de secrete, vorbim și de casa 8-a. Interesant că avem și un 8 aici și un 1 manifestare. Felul vostru de a fi creează invidii. Clar, pentru mine 5 de aer întotdeauna este, adesea, reprezintă persoane care invidiază, care sunt stresate de ceva. Da? 5 de aer. Posibil există cineva gelos pe voi și are motive. Pentru că scorpioni, într-o formă sau alta, sunt puternici. 7 de pământ, 5 de apă, mesagerul de apă și mesagerul de pământ. Adică cavalerul de apă, cavalerul de pământ, de foc. Se dorește comunicarea între două suflete perechi. Pentru că există o bucurie, există o magie specială. Justiția iarăși vedem. Dar există și o karmă în viață sau o legătură karmică. Justiția și regina de aer.
pasiune, este dragoste, este, dar există o legătură, un contract karmic în viața unuia dintre voi și din acest motiv se amână, se așteaptă, se tratează lucrurile foarte precaut și apare și sentimentele de nostalgie, de dor, de durere sufletească uneori. Hai să vedem ce alte mesaje apar pentru mesaje de anunțuri pentru scorpioane. Da. În decembrie și perioada următoare. Poate să fie și ianuarie. Decembrie. 2021. Iată, am ajuns și la sfârșitul acestui an. Așa. Demonstrează dragoste. Află ce este important pentru cei pe care iubești și acționează conform acestui. Uite, acționează și aici acțiunile vorbesc puternic. Evident că va varia cine trebuie să demonstreze, dar unul dintre voi trebuie să demonstreze dragoste, da? Și să acționeze. Și să acționeze. Singurul lucru real este dragoste. Să acționeze și să creșteți. Iar trebuie lăsată în urmă o energie karmică și întoarsă privirea și sufletul întors către lumină. Și dezvoltat un limbaj specific al dragostei, pentru că limbajul dragostei variază de la om la om și trebuie găsite puncte comune. Hai să vedem. Scorpion, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nou în Scorpion. Ia uite, o supărare, e o supărare, se dorește. Da. Implicarea. Se dorește implicarea într-o relație, dar unul dintre voi cel puțin este supărat încă nu se deschide. Să sperăm că se deschide. Decembrie 2021. 4 de cupe și acum 5 de cupe, în sufletul vostru chiar suferiți. Sau țineți la cineva care suferă pentru voi într-un fel în care poate nici voi nu știți. Scorpionii pot să sufere într-adevăr foarte mult, dar să și provoace emoții intense, pierderea, în ce sens pierdere? Conexiunii cu un scorpion, și când vorbesc de scorpion nu vorbesc de zodie în sine, vorbesc de planete, da? Și un Venus în scorpion este foarte intens și o lună în scorpion și ascendentul în scorpion, da? Oamenii aceștia, noi, da, cei care avem planete în scorpion, creăm legături intense și atunci, în momentul în care persoana se separă de aceste personaje, începe să facă diferența, să simtă ori regretele, ori liberarea, dar în acest context cineva suferă. Un personaj la care țineți. Evident că puteți să fiți și voi. Vedem, clarificăm și alegeți și voi. Provocarea este regina de cupe. Da? Provocarea este exprimarea dragostei. Să demonstrezi dragostea, nu să stai în regrete. Iar cupe, da? Provocarea este regina de cupe, este vindecare pentru mine. Să vă hrăniți sufletul cu emoții pozitive, plăcute. O îndepărtare la baza acestei relații cruci, vreau să zic, 6 de spade, este distanța dintre voi și cineva. Posibil să fie cineva cu marcaj în semn de aer, pentru că vă 6 de aer, 5 de aer. Dar, în primul și în primul rând, cine e aici la distanță, trebuie să învețe să lasă niște ape tulburi, regrete, decepții, diavolul acela pe care l-am văzut și să meargă înspre soare, înspre emoții pozitive. În ultima vreme, faeton. Poate unii, fiind scorpion, ați atras pe cineva cu marcaj, pentru că avem și luna, avem și 5, regina și faetonul, te cupe, da? Ați atras pe cineva cu marcaj. Poate să fie ascendent, rac, marcaj în zodia racului. Ascendent, vreau să zic, lună sau eu știu ce alte, Venus, da? Și atunci se fac trigoane. Și există o înțelegere subtilă, dar nu este suficient să fie subtilă și trebuie să intrați și în acțiune. Faeton. În ultima vreme, iar, această călătorie trebuie să se manifeste din perspectiva cuiva. 6 și 7, iar este o evoluție. 5, 6, 7.
În felul în care unul dintre voi trebuie să gândească să ia hățurile în mână și să preia comanda vieții sale, nu a celuilalt. Este periculos să preluați comanda vieții cuiva. 6 de cupe. În viitorul îndepărtat, asta e frumos. Înseamnă că vă întâlniți cu sufletul acesta pereche, înseamnă că vă împăcați, înseamnă că recunoașteți în cazul în care unul dintre voi nu a vrut să recunoască cu acest 5 de aer, nu-i vine să creadă că există legătura atât de profundă între voi. N-a mai trăit niciodată asemenea legături. Da? Și atunci este în faza de refuz emoțional. Da? În viitor, acest refuz va fi rezolvat prin recunoașterea sufletelor voastre și legăturii voastre profunde. În prezent aveți puterea. Unul dintre voi, aș zice voi, da? Voi aveți puterea asupra voastră, asupra instinctelor voastre. Voi puteți să creșteți din energia impulsivă, din decepții, din regrete, înspre vindecare și creștere spirituală. Varianta voastră cea mai bună este casa 8-a, scorpionul emoții și a transformării, da? Și a puterii, a dorinței de control. Trebuie să vă ridicați deasupra dorinței de control și să învățați să vă controlați voi viața. Cât se poate, cât permite, pentru că nici asta nu putem să o facem. Totuși, universul este mai presus de noi. Sfatul este regina de bâte. În primul rând să aveți încredere, să rămâneți misterioase cu această pisică neagră. Vedem, poate cineva cu marcaj în semn de foc, în preajma voastră. O persoană pasională. Dar, trecând peste acest potențial, sfatul acesta îmi sugerează că trebuie să fiți creativi, să fiți încrezători, da? Să ieșiți în această stare de regret și să manifestați, vedeți, mult soare în ultima vreme, da? În ultima vreme, în prezent, în viitor și, ca și sfat, aveți mult galben, mult soare, adică chakra a treia, a încrederii, da? Aici trebuie. Aveți încredere în asta. Conduceți-vă viața. Nu vă lăsați trași în jos de energie, pentru că uneori scorpioane au această tendință. Exterior, 3 de cupe. Prietenii vă influențează? Să sperăm că vă influențează bine. Poate o a treia persoană, într-un context, vă influențează. Vedem ce ar putea să însemne acest 3 de cupe. El în sine e frumos. Dar hai să așteptăm și clarificările ca să-l înțelegem mai bine, da? Vedeți cărțile? De ce vă este teamă? De regina de monede. De soția cuiva, de mama cuiva, de ruda. Ruda cuiva, o persoană poate prea strictă, prea materialistă, prea rigidă. Nu zic că regina de monede nu are calități, dar aici este în poziția fricilor și atunci când ne e frică de ceva îl o privim dintr-o perspectivă negativă. Da? Ne e frică de defecte, nu ne e frică de calități. Da? Regina de monede. Vedem ce ar putea să însemne mai mult. Dar clar este soția cuiva. Am văzut mai devreme, da, e persoana karmică din viața cuiva, a voastră sau a lor, că am văzut diavolul. Persoana karmică. Ce vă doriți? Să puneți granițe personale, 7 de bâte. Scorpionii știu foarte bine să creeze granițe personale și eventual să vă luptați pentru ceea ce aveți. Oh, ce frumos! Asul de bâte, asta reușiți, asul de bâte! Eventual vă doriți o persoană care se luptă pentru voi, pentru că scorpionii, asta vor uneori, oameni care să demonstreze dragostea, pentru că și ei pot să fie foarte intenși, foarte loiali. Pot să fie, acum că unii nu sunt, nu e treaba mea, eu acum vorbesc la modul general, da? Scorpionii, în general, varianta lor bună, sunt extrem de loiali. Nu întâmplător reprezintă casa 8-a, sunt în stare să se dăruiască cu totul. Da. Când iubesc și când apreciază ceva și când consideră că persoana respectivă merită și a demonstrat dragoste și fidelitate față de ei. În fine, ce reușiți să faceți? Să vedem ce ar putea să însemne. Dar, posibil să apară o nouă pasiune.
Pentru că vă ridicați în această stare negativă, vă regăsiți puterea, atrageți, pentru că puterea atrage, regina de bote e magnetică, da? Atrageți oameni puternici în momentul în care ieșiți în această stare. Dar, repet, poate acest 5 de cupe să nu vă reprezinte pe voi, să reprezinte altă persoană care este dor al naibii de voi. Plânge și voi nici nu știți, doar simțiți în suflet din când în când o suferință și nu știți, e a mea sau a cui? Poate să fie a lor. Asul de bâte. Poate să fie și un nou proiect. Și atunci regina de monede se explică. Ar putea să fie teama că proiectul ăsta, cât ar fi de spectaculos, nu va aduce stabilitate financiară. Poate. Dar nu prea simt acum, deocamdată, să vedem la clarificări, concentrare prea mult pe proiecte și pe bani, cât pe emoții. Sunt foarte multe emoții și gânduri și bâte. Și energie. Pop de bâte! Mai, vine cineva de la drum care vrea să comunice cu voi, să vă bombardeze, să demonstreze dragostea. Că o faceți voi iar 8. Să transforme un început, un potențial. Iar drum. Da, a ales. Sau vă pune în situația în care trebuie să alegeți. Ce faceți? Stați în această energie, stați să-i așteptați pe X, pe Y să se dezlege de legăturile karmice, care oricum vă aduc invitii 5 de aer, da? Și, da, ar putea să fie o provocare. Pentru că regina de bâte e provocată, e și provocatoare și provocată, da? Provocatoare. În fine, ce se va întâmpla? Va fi un moment foarte important. Am văzut trăsnetul. Turnul. O schimbare radicală de atitudine, de energie. Energy shift. Da, și veți fi puși să alegeți. Ori au ales ei să iasă din gânduri, din stări, din regrete și să manifeste acțiune. Acțiunile vorbesc puternic și să demonstreze dragoste posibil. Ori voi veți fi puși să alegeți între o persoană care, la care încă vă mai gândiți. Știți, da, s-au detașat, ia uitați ce cărți. Va fi o alegere foarte importantă. 8 de cupe, 5 de spade, 8 de spade, da, în spatele. Și aici, 2 de spade, 2 de bâte. Cel care alege. Alege să călătorească, să-și deschidă universul, să simtă pasiune, domnule, dar să simtă, dacă nici scorpionii nu vor să simtă pasiune, cine mai vrea? Da. Posibil cineva își lasă soția sau mama, dacă este manipulatoare, ca să manifeste ceva nou posibil. Da, uite, să manifeste pasiune, să își exploreze viața, să se bucure de viață. Da, pentru cineva clar, își lasă soția sau mama sau o femeie manipulatoare, deși împărăteasa e ok, dar în contextul respectiv îmi sugerează o femeie distorsionată sau energie feminină, cum se zice, distorted feminine, energie feminină distorsionată. La capătul și se vede, da? Sunt probleme de cuplu în viața cuiva, a voastră sau a lor, sau a ambilor, da? 5 de monede. E o tăcere, e o suferință. În secret se vrea construcția, se vrea manifestarea, da? Dar această construcție vine greu pentru că există o energie karmică care manipulează situația și de care cel puțin unul încearcă să se vindece, să o înțeleagă, să se elibereze, ia uitați. Și să aleagă altceva, asul de cupe. Hai să vedem. Dragii mei, scorpion. 5 de cupe central pentru scorpion. O dată. De două ori. Se vede? De trei ori. 7 de monede. Aici este așteptarea cuiva. Posibil, da. Regina de spade, regele de spade au un copil, au un conflict. Adică ce înseamnă regele și regina de spade? Oameni care sunt raționali în relațiile lor.
o variantă, o variantă. Asta pentru că sunt tradiționali și raționali, da? Tratează lucrurile cum li s-a spus. Tot încearcă cineva să renască, să se împace în această relație, dar, posibil, partea karmică a unuia dintre voi, dar celălalt își dorește să renască într-o nouă direcție, 10 de cupe, 4 de vâte și 10 de monede. Conștientizează că aceste conflicte, da, sunt niște iluzii. Da? Chiar și exprimarea emoțiilor așa cu picătura, sunt niște iluzii. Aceștia doi trebuie să-și rezolve problemele. Da? Ei nu se exprimă prea mult emoțional. Da, e un cuplu care nu e fericit împreună, asta e clar. Și apare judecata pentru mine înseamnă Scorpion sau Pluto. Vibrația voastră, pentru unii, îi cheamă, într-un fel sau altul, la renaștere. Și din acest motiv, pentru că sunt probleme, se așteaptă 7 de monede, 5 de cupe. Acum toate aceste situații se pot întâmpla și în viața voastră. Vedeți unde sunteți. Eu citesc cărțile. Și atât. Nu dau verdicte, pentru că eu fac o etalare generală, nu fac personală și atunci nu pot să spun X sau Y exact. Ar fi chiar culmea nedreptății. Însă, în sufletul vostru, ați obosit să lucrați, eventual, în grădini în care nu aveți spor. Ați obosit unii dintre voi să regretați, și aici e provocarea, să vă bucurați, aici e provocarea să renașteți. Dacă voi sunteți în acest cuplu, provocarea este să renașteți. Da? 10 de cupe, 4 de bute, 10 de monede. Puteți să aveți spor lângă altcineva cu care vă simțiți bine? Da, alegerile sunt personale. Clarificăm regina de cupe odată. De două ori. Trei ori. Poate ei sunt. Ia uite, trăsnet. Turnul, iar manifestarea. Hop, așa. Dar cineva vrea să se vindece. Un personaj. Posibil cu marcaj în gemeni. Posibil, pentru că nu știu câte ori când apare magicianul. Avem și eremitul, avem și întrăgostiții. Da? Avem și spade. Cineva cu marcaj. Zic marcaj. În gemeni. Trebuie să învețe să aleagă și să manifeste. Acum, trecând peste zodii, că nu mă mai interesează zodiile. Da. Voi sau ei? Repede câte ori pot. Voi sau ei? Trebuie să alegeți între aceste griji, 9 de spade, 10 de spade, trădări, secrete, probleme în cuplu pe care nu le exprimați în public, evident, pentru că nu-i frumos. Da. Această construcție foarte înceată și să alegeți, să analizați karma, să analizați, am două țin de vindecare, să vă vindecați de energiile karmice și să manifestați altceva nou. Hai mai dăm o carte pe acest turn, pentru că turnul înseamnă separare, dar poate să însemne și un eveniment neașteptat, brusc. Clarificăm turnul o dată, de două ori, de trei ori. Da, e separare, sunt niște blocaje în această poveste de dragoste. Dar provocarea este să rămâneți în dragoste, aici este o provocare. Să învățați din lecțiile acestea. Da, e cineva care are responsabilități. Nu zic că nu. O să mai vedem cum se leagă, să ajungem și la sfat. Clarificăm 6 de spade în trecutul îndepărtat odată. De două ori. Ia uite, 6 de spade. A fost un potențial undeva. Un potențial. Să începeți ceva.
De la 0, de la 1, că tot am văzut magicianul, să începeți ceva, a fost. Însă din cauza distanței, din cauza legăturilor karmice, a sacrificiilor pe care trebuiau făcute, s-a ajuns la această dezamăgire. Justiția, balanță și scorpion, și pești, și leu, în fine. Și semn de foc, în fine. Deci. Eu simt că este conștiința cuiva, că trebuie, da, e, această conștiință vine cu durere, nu vine cu bucurie, da? Că trebuie să se separe, să-și transforme viața și să se separe de niște responsabilități care sunt prea multe și nu le permit să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă, să crească spiritual, să se transforme și atunci. O trebuie să aleagă justiția. E grea, e grea, e greu. Nu zice nimeni că e ușor. Clarificăm faetonul o dată. De două ori. De trei ori. Meu Dumnezeu. Cavalerul de cupe. Și totuși, în ultima vreme, se dorește. Da? Se dorește vindecarea acestei situații. Rezolva. E vindecare, iau. Vindecare, cavalerul de cupe. Iar înseamnă e vindecare pentru mine și regina de cupe. Înțelegerea, vindecarea acestei situații. Coffee trio, posibil, da, posibil cu 7 de spade, posibil și cu 5 de monede. Dar eu nu stau acum să judec trioul acesta, pentru că atunci când apare, sunt motive să apară. Stai. Și unul dintre voi trebuie să aleagă ori grijile, ori manifestarea în realitate. Dar cred că la un moment dat a fugit de această manifestare. Însă fuga aceasta a fost necesară ca să se vindece și să se reconstruiască. Adică dacă ar fi manifestat în acel stadiu, probabil că nu s-ar fi creat cine știe ce, înțelegeți? Uneori trebuie să așteptăm momentul de început de implicare până ne vindecăm de nu știu ce este negativ ca influență. Cu alte cuvinte, dacă sunteți într-o relație și vreți să începeți altă relație, nu este indicat să începeți prea repede. Nu este deloc indicat. Trebuie să vă dați timp de vindecare și de înțelegere a vechii relații, de înțelegere și a greșelor voastre, nu doar ei greșesc, întotdeauna și noi greșim, da? Și în momentul în care sunteți măcar cât de cât vindecați, atunci sunteți pregătiți să începeți o altă relație. Clarificăm puterea o dată, de două ori. De trei ori, iată. Mai. Este o luptă pentru control. Wow. Ia, uite, aici e luptă pentru control toată ziua. Vă luptați cu cineva? Cineva se luptă cu voi? Sau persoana la care vă gândiți are probleme în cuplu? Adică chiar... mai dăm o carte. O dată. 10 de cupe. Persoana care vă e dragă și care are probleme, poate mai mult decât voi, poate aveți și voi, da? Vedeți unde sunteți, repede câte ori pot. Deci unul dintre voi trebuie să fugă dintr-un cuplu în care există tot timpul lupte pentru putere ca să manifeste dragoste, pace, armonie. Emoții frumoase. Dacă nu sunteți voi și sunt ei, înseamnă că se regăsesc și aici. Și aici, cu aceste regrete, în această așteptare, în această construcție insipidă, incoloră, da? Și atunci ei trebuie să se separe și să vină spre voi. Eventual. Vedeți? Interesant. Mai dăm o carte, totuși, pentru că văd 7 de cupe, 10 de spade. Sunt niște suflete, sunt două suflete perechi care vor să creeze ceva. Posibil v-ați întâlnit unii dintre voi la locul vostru de muncă, unii, nu toată lumea. Dar există dorință de a crea ceva, 8 de monede. Însă apar niște decepții și confuzii. Mai dăm o carte pentru acest prezent. O dată.
Pentru că n-ați vrea să vă iluzionați de două ori. Extraordinar. Măi, în viața unuia dintre voi, cineva vine și promite marea cu sarea. Nu că o să ne împăcăm, că nu o să ne mai certăm, că o să fie bine, o să vezi acum încolo, o să fim fericiți. Da? Minte. Și de fiecare dată se ajunge iar la decepții. 5 de spade. Deci în viața uneia dintre voi. Voi știți. În prezent. Și face asta doar din dorința de a avea control. De a avea putere. Posibil să fie energia karmică în viața cuiva. Și s-a oprit la renaștere. Detașați-vă emoțional și mergeți înspre nouă de cupe și renaștere. Lăsați în spate blocajele mentale, programările, argumentele, certurile. Lăsați-le, domnilor și doamnelor. Lăsați-le în pace. În acest moment, cu regele de bâte și patru de spade și... Iute. Eremitul, ia uite, cineva vă manipulează, vrea să aibă control, vrea să aibă putere. Dragii mei, sunteți scorpion, vă rog frumos. Poate energia persoanei celelalte, dar ce pot să zic? Dacă apare la voi, e clar că e o legătură profundă, șase de cupe. În fine. Clarificăm regina de bâte ca și sfat. O dată, de două ori, scorpion, de trei ori. Detașați-vă, ia uite, am văzut mai devreme regele de bâte, regina de bâte, detașați-vă de personajul acesta care vrea să aibă control și păstrați, detașați-vă și regăsiți-vă puterea, să păstrezi și mesajul inițial. Regăsiți-vă puterea, creativitatea, încrederea în voi, dar detașați-vă. N-am mai folosit eu cărțile invers, că sunt convinsă că ar fi venit invers. Da. Acest cuplu, posibil cineva gelos din cauza legăturii profunde dintre voi și altcineva. Okay. Uf, mai dăm o carte pe acest sfat. O dată. De două ori. De trei ori. Ia uite, luați-o de la zero. Aveți pe cineva cu marcaj. Marcaj puternic în semnul leului. Care vă minte? Dacă voi să, dacă ascultă zodia leului și zic că nu, că eu vorbesc de marcaj, nu neapărat de zodie. Poate să fie un Venus, da? Și altă zodie cu Venus în leu sau cu lună în leu sau cu ascendent în leu, da? Eu acum nu zic zodie, zic marcaj, da? În semn de foc, în mod special, în zodia leului, da? Care încearcă să aibă control asupra voastră. Detașați-vă. Detașați-vă și luați-o de la zero. Poate ei se detașează iar. Vindecați-vă. Vindecați-vă de aceste decepții. Da? Vindecați-vă. Și regăsiți-vă înțelepciunea, echilibru mental. Eventual, dacă aveți de-a face cu un narcisist, așa se zice, să plecați tiptil, pentru că uneori așa este bine. Nu că nu ați avea curaj, dar este bine pentru că narcisii, știi, în momentul în care nu le ies treburile, fac foarte, foarte urât. Clarificăm trei de cupe în exterior odată, de două ori, de trei ori. Poate era cineva care trebuie să lase în urmă acest personaj narcisist? Voi suferiți pentru ei că vă simțiți legați? Telepatic, emoțional și trebuie să o ia de la zero. Dar totuși vorbesc despre voi. Da? Că și în viața voastră se întâmplă ceva. Eremitul. Exterior. Mai dăm o carte. O dată. De două ori. De trei ori. Voi ați pus capăt unei situații.
Moartea și trei de cupe. Pentru că știți că este un triunghi amoros. Nesănătos. Capăt. Ați încercat să încheiați povestea. E o tăcere între voi în care personajul trebuie să se transforme, să-și regăsească lumina. Dar e o influență. Încă vă influențează și pe voi această situație. Iar... Iar. Aceleași lucruri. Aceleași lucruri le văd. O casă cu discuții. Da, o casă cu discuții. Și trebuie încheiată situația, pentru că 10 înseamnă și încheiere de ciclu și vindecată. Vindecată această atitudine, eventual regăsirea încrederii, cum am zis inițial, regăsirea încrederii cuiva. E treaba lor. E influență exterioară, nu sunteți voi. Eventual ați simțit că ei sunt într-un triunghi. Unul dintre voi, nu știu, eu zic că sunt ei, da? Știați că mai e altcineva în viața lor, nu comunicau suficient de, nu știu, prompt, eremitul, da? Era tăcere și v-ați hotărât să puneți capăt. Și să vă vindecați, să mergeți înspre soarele vostru, înspre, nu știu, fericirea voastră. Clarificăm regina de monede în poziția fricilor odată. De două ori, de trei ori. Ia uite, regina de monede și 10 de monede. Acasă, că e casa voastră, că e casa lor. Moștenire, ia uite. Găsiți-vă independența aici, este, vă teamă că nu puteți să fiți independenți, vă teamă că nu vor fi ei singuri, ca să puteți să fiți împreună. Posibil. Temeri, temeri. În poziția fricilor. Mamă, soră, nevastă, da? Mama copiilor, rude, care țin pentru banii. Clarificăm 7 de bâte odată, de două ori, ce vă doriți, de trei. Să puneți granițe personale la acești oameni, evident. 5 de monede. Da, aceste probleme să puneți granițe, iar conflicte, iar conflicte, iar probleme, nu mai să fie. Mă enervează când apar așa cărțile și în poziția dorințelor, mai dăm o carte. Ce vă doriți, scorpionilor, odată, de două ori, de trei ori. Dacă sunteți în tăcere sau aveți probleme de cuplu, vă doriți un personaj care se luptă pentru voi, da? Dar trebuie să alegeți. Dacă ei au probleme în cuplu, vă doriți ca ei să-și regăsească încrederea, cum am zis mai devreme, să o ia de la zero, să se detașeze, să o ia de la zero, să-și regăsească regele și regina de bâte, da? Încrederea și să lupte pentru voi. Și dacă nu e niciun personaj, că unor nu trebuie să ne bazăm dorințele sau să ne fixăm dorințele pe anumite persoane, vă doriți să vă bateți voi cu cei care încearcă să vă domine. Pentru că sunteți conștienți că din cauza acestei influențe voi aveți probleme. Da. De-aia am zis să puneți granițe personale. Clarificăm 6 de cupe în viitor odată. De două ori. De trei ori. Ia uite, conflicte. Mă, dar câți oameni geloși vor fi pe întâlnirea cu sufletul vostru pereche? Regele de cupe, regele de monede, 4 de bâte. Probabil că are legătură cu acest as de bâte. Posibil să vină cineva să se lupte pentru voi sau să vă cucerească sau să vă aducă un pic de soare, de căldură în această situație. Clarificăm asul de bâte. O dată. De două ori. De trei ori. Regele de spade. Da, care simte multă pasiune pentru voi și vrea să iasă din aceste
probleme despre care am tot discutat toată etalarea, da? Conflicte pe care le au, vor să exprime un pic de emoție și poate mai multă pasiune vor. Acum, depinde de voi dacă vreți să primiți această exprimare. Mai dăm o carte pentru acest rege de spade, o dată. Două ori. De trei ori. Da, vrea să construiască ceva de lungă durată cu voi. Are această revelație, judecata și asul de spade, da? Care vine brusc. Da? La drum, la distanță, le este dor. Își fac griji, vor să vină. Vor să vină, da. Să aleagă? Ce să aleagă? Da, vor să aleagă. Clarificăm 8 de bâte. O dată. De două ori. De trei ori. Sunt obsedați. Am zis că s-ar putea să fiți între două persoane. O persoană karmică. Da. Sau o persoană care vrea să fie. Să vă fie de ajutor, dar are în spate o relație karmică. Da, eu cred că o să trebuiască să alegeți între două persoane, așa simt. Nu vorbesc de alegerile celeilalte persoane din viața lor, nu vorbesc despre asta, că și ei trebuie să aleagă, dar eu vorbesc despre ce am văzut mai devreme cu doi de spade, da? De bâte, pardon, că v-am arătat din câte mi-aduc aminte, da? Că o fi același personaj, dar eu cred că sunt două persoane. Veți avea discuții cu un personaj obsedat de voi. Posibil aceste discuții să fie cu o persoană, cum am zis mai devreme. Taur Capricorn, nu obligatoriu, dar v-am zis... cuvânt să găsesc altul decât obsedat. Obsedat să manifeste senzualitate și pasiune cu voi. Și mai este o altă persoană care vrea să exprime, vrea să construiască pe baza unei pasiuni, unei atracții, într-adevăr, dar pare un pic mai încet. E mai încet. În felul în care demonstrează și acționează, demonstrează și acționează. Din acest motiv am zis că întâlnirea dintre sufletul vostru pereche atrage conflicte. Eu mai dăm o carte pentru acești 5 de bâte. Cine ar fi în plus odată? De două ori. De trei ori. Ce? Iar 4 de monede. 4 de monede, regele de monede și da, iar veți fi puși. Am văzut alegeri. Da, trebuie să alegeți. Eu cred că sunt două persoane. Unul cu marcaș puternic în semn de pământ, altul cu marcaș puternic în semn de foc. Chiar dacă e semn de aer, nu mă interesează ce alte semne mai sunt sau de apă. Da, legătura sufletească este, da? Deci, oricum există marcaș și pe apă, că altfel n-ar fi legătură sufletească între voi doi, da? Ce aveți acolo în alte zodii de apă și se creează, cum am zis, trigoane. Da, ia uite, lună, conflicte... În momentul în care vă împăcați cu cineva sau cineva recunoaște legătura profundă și pasională și telepatică dintre voi și o recunoaște că, ca fiind specială, venită din alte vieți, alte dimensiuni, apare o altă persoană care ține neapărat să fiți cu ei. Nu, scorpionul, ce e aici, lună? Mă aștept de al meu, mă lupt.
Regele de spade aici nu este foarte bătăios, dar are o autoritate. Are o autoritate. Are un calm care în timp poate să creeze stabilitate. Aici, acest personaj este adictiv. Și aveți și pe casa 8-a, este de înțeles. Probabil se fac marcaje, eu știu, în casa 8-a. Dacă le-ați pus ceva în casa lor a 8-a, oricine ar fi, orice om normal, în momentul în care primește planete în casa 8-a, se comportă ca nebunul. Dar nu zic ca nebunul ăsta, nu, ca acesta. Da? Dacă nu știți ce înseamnă să vă pună cineva planete în casa 8-a, mai trăiți și mai vedeți. Și atunci se explică de ce apar atâtea cărți în prezent. Ia uite. Lupta. Lupta. Strategiile. E grea etalarea, e intensă în primul și în primul rând. Da, și scot multe cărți, cui nu convine bine, cui tot bine. Haide-mi o carte pe acest diavol. O dată. De două ori. De trei ori. Da? Da, vrea să creeze relație cu voi. Și acesta vrea să se implice. Dar am senzația că dintre două persoane, unul își va păstra legătura karmică undeva, încă e nerezolvată, și celălalt vine oarecum mai corect. Regele de spate, în comparație cu acesta, îl văd mai bine. Și când vorbesc de rege de spade, nu vorbesc numai de semn de aer, deși poate să fie și semn de pământ, da? Aici la semnele de pământ. Nu. Vorbesc de un personaj care încearcă să manifeste dreptate, claritate măcar. Măcar să comunicați clar. Uite, eu simt pasiune, vreau să fac cu tare. Bine, nu știu. Unii reușesc să comunice așa de clar, alții nu. Alții nu. Da, se aude muzică de la vecini, evident că nu de la mine. Dacă ar fi de la mine, s-ar auzi altfel de muzică. În fine, da. Vedem o carte pe acest rege de spade. O dată. De doi. Uite. Vine vindecat. Acesta pare vindecat. Doritor să renască, să schimbe energia. Ia uite. Acesta pare cu mințile mai în ordine, mai meditativ, mai... Da. A înțeles ceva. Acesta e foarte impulsiv și marcat de atracție. Și nu doar de atracție, dorința de a vă avea e un soi de gelozie. Că văd aici gelozie. Vedeți și voi, dragii mei, că deja e etalarea foarte lungă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!